Salutare, sunt Claudiu Suma de la Mobilissimo, iar acesta este Huawei Nova, noul terminal compact al celor de la Huawei. Avem ca dotor un display de 5.5 cu rezoluție Full HD, un strat de sticlă 2.5D peste panoul frontal, la interior regăsim un procesor octa-core de 2 GHz, 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu intern de stocare. Primim și o baterie de 3020 mAh, ce promite până la 2 zile de autonomie, dar și tehnologia de încărcare rapidă. Ca design, puteți vedea că acest model se aseamănă destul de mult cu Nexus 6P, în special datorită acestei zone din sticlă, în partea aia de sus, unde avem și camera foto de 13 megapixel și blitzul LED. Mai jos avem scannerul de amprente, iar ca elemente de conectivitate regăsim aici butoanele de volum, butonul Power Unlock, la bază difuzorul, portul USB Type-C, iar pe partea din stânga slotul pentru cele două cartele SIM. Partea de sus avem jack-ul audio și un microfon secundar. Acest terminal va costa 399 de euro în Europa și ne mai aduce o cameră frontală de 1 megapixel pentru selfie-uri și sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow. Telefonul este unul foarte arătos și îl așteptăm cu nerăbdare și la noi în test. Iată-l încă o dată din toate unghiurile. Așadar, pentru cei care apreciază designul Nexus 6P, dar vor un terminal mai micuț, acesta poate fi o alegere foarte potrivită. El este Huawei Nova, de aici, de la evenimentul Huawei din Berlin. Pentru Mobilissimo, Claudiu Sima.